Văzând succesul orbitor al episodului anterior cu 70.000 de vizionări în 2 săptămâni, astăzi vom vorbi despre top 10 cele mai așteptate jocuri din ceea ce rămâne din 2017. Nu sunt chiar top 10 cele mai așteptate jocuri, pentru că deja am avut un top 10, sunt top 10 următoarele cele mai așteptate jocuri și nu sunt chiar 10, sunt 17. Am pus 7 în plus pentru a fi sigur că toată lumea va primi 10 jocuri pe care chiar le așteaptă. Cu această explicație prea lungă într-un videoclip prea scurt, haideți să începem. Ordinea va fi evident alfabetică, pentru că așa mi le-a aranjat editorul și când am văzut că așa le-a pus, am zis: "Hey, ok, o idee bună prin care nu voi răni pe nimeni făcând chiar un clasament în jocurile lor preferate pe care de-abia le așteaptă." Ordinea este deci alfabetică. Chill, băieți. Chill. Nu vindecă nimeni cancerul aici, vorbim despre jocuri, iar primul joc despre care vorbim este Absolver, un joc pe care mulți oameni îl caracterizează fiind o combinație dintre Street Fighter și Dark Souls. Dacă v-au plăcut aceste jocuri și vă plac jocurile cu lupte în arene, în care puteți să dezvoltați abilități de-a lungul timpului și să le aflați în timp ce volați pe cocoașă de la oponentul vostru, Absolver este jocul care vă așteaptă pe voi. Nu vă așteaptă pe voi, voi trebuie să-l așteptați pe el, pentru că va ieși doar pe 29 august, dar nu mai mult până atunci. Pe 18 august, deci săptămâna viitoare, așa că trebuie să mă grăbesc să termin acest episod, iese Agents of Mayhem, care este un fel de combinație Crackdown, Overwatch, se simte mai mult Overwatch, ai 12 personaje prin care poți să te joci, dar este un joc single player și poți să-ți personalizezi acel erou cum vrei tu. Este un joc gen Piu Piu Piu, pe care, pentru că nu are o poveste destul de puternică, eu nu pot să-l joc. Mi se pare o pierdere de timp. Lăsați comentariile să curgă. Assassin's Creed Origins iese pe 27 octombrie și e normal că se numește Origins pentru că au ieșit atât de multe Assassin's Creed în ultimii ani încât oamenii au și uitat care este originea și despre ce era jocul ăla până la urmă. Așa că primim de la Ubisoft Assassin's Creed Originea. Jocul este open world, așa că poți să te duci unde vrei tu și să faci ce vrei tu. În mare parte este setat în Egiptul antic și ni se arată cum au fost fondați chiar asasinii. Singurul lucru care m-a entuziasmat la acest joc a fost faptul că au luat pauză un an și astfel am puțină speranță că poate iese pe jumătate jucabil. Aștept să-mi spuneți părerea voastră. Call of Duty, nu știu, 30, 80, 112, a câta generație? Nu știu, în fine, este Call of Duty World War 2. S-au întors și ei la origini, pentru că în ultimul Call of Duty au ajuns în spațiu, au uitat ce se întâmplă cu jocul. E posibil să fi confundat Call of Duty cu Mass Effect Andromeda. Era bine dacă Andromeda confunda jocul cu un joc bun. Acest Call of Duty va fi lansat pe 3 noiembrie. Vom avea o campanie care are loc între anii 1944 și 1945, în timpul celui de-al doilea război mondial, și este setat pe câmpurile Europei. După acea misiune principală, o să ai evidentul multiplayer, de data aceasta fără jetpack-uri și navete zburătoare, cu arme vechi, clasice, încercând să reprezinte cât mai precis istoria, dar desigur modul de zombie este încă în joc. Așa că asta e, trebuie să le dai până la urmă la oameni ce vor. Circ și semințe. Deja trailerul din Crackdown 3 este mai tare decât Crackdown 2, sper să nu fie singurul lucru tare din acest joc. Unde ai o hartă open world, în care mai multe generații de agenți supereroi încearcă să pună legea în aplicare, desigur într-un mod cât mai distractiv pentru tine jucătorul, tu având chiar și puterea la un moment dat de a dărâma zgrienori. Așa că trebuie să fie cu adevărat tare jocul ăsta. Ca și Cuphead sau Cap de Ceașcă, e posibil să nu fi văzut niciodată un joc, dar cu siguranță e posibil să fi văzut desene animate în stilul anilor 30. Grafica lui și mecanica acestuia sunt făcute în stilul desenelor animate din anii 30, evident. Tu ești un omleț cu o ceașcă în loc de cap, care împușcă o armată de inamici care îți vin în calea ta și ai și câteva bătălii cu boși care se presupune că sunt foarte distractive. De-abia aștept să văd ce e de capul jocului. Eu cred că Detroit Become Human va avea succes, mai mult succes decât altele, sau nu. Cred că Detroit Become Human merită mai mult succes decât e posibil să aibă, pentru că se află exact în sfera de interes în care ne aflăm cei mai mulți oameni în ziua de astăzi, în problema etică vis-a-vis de inteligența artificială și de cât de mult vor ocupa din viața noastră, cât de multe lucruri de muncă vor dispărea în urma inteligenței artificiale, ce înseamnă să fii om, să fii conștient, să iei decizii, și cred că asta îl face să fie un joc ieșit din comun de interesant. Grafica, desigur, este incredibilă, dar cred că povestea din spate este și mai importantă și este un joc pe care eu chiar de-abia aștept să-l văd și să-l joc. Fallout 4 VR
urmează să iasă, Fallout 4 deja a ieșit și deja lumea l-a jucat, iar Fallout 4 VR este Fallout 4 în VR. Să mergem mai departe. Fortnite este un co-op sandbox survival game. În acest joc trebuie să explorezi, să strângi lucruri de care vei avea nevoie mai departe, să se ansamblezi arme și să-ți faci structuri fortificate în care te vei apăra de monștri care vor încerca să îți distrugă cetatea și să te omoare și pe tine. Din moment ce constructorul este parte importantă din joc, cred că am să-i dau și eu o șansă pentru că m-a făcut curios. Forza Motorsport 7 va veni în 4K pe Xbox One X în această toamnă și se spune că este cel mai incredibil joc pe consolă pe care l-ai putut vedea și experimenta vreodată. Ai 700 de mașini care sunt perfecte din punct de vedere realistic, făcute după mașini adevărate, evident. Mecanica jocului și de condus este perfectă, ai 30 de locații din realitate pe care poți să conduci. Jocul va merge și pe Xbox One S, dar dacă vrei în 4K la 60 de cadre pe secunde, doar pe X. Asta, da, e super, e super. Gran Turismo Motorsport va ieși pe 17 octombrie 2017, iar publicul țintă sunt cei care se joacă multe jocuri cu mașini pe calculator sau pe consolă. În acest joc vei putea să faci campionate online multiplayer și sunt câteva părți din joc pe care le poți juca pe PlayStation în VR. Acum cine are și banii pentru PlayStation-ul nou și realitate virtuală? Nu știu, dar ideea e că n-ați-o de aici, Forza Motorsport, că noi avem VR și tu nu ai. Fanii fotbalului pe calculator spun că FIFA este cel mai tare joc din totdeauna, iar alți fani ai jocurilor pe calculator spun că Pro Evolution Soccer este cel mai tare, cu cea mai bună grafică și cel mai bine detaliat joc. Eu nu sunt fan al fotbalului pe calculator. De ce te-ai juca fotbal pe calculator când te poți juca pe stradă? Glumesc. Opriți-vă că glumesc. Știu că este un joc foarte complicat, elaborat, în care e mai multă strategie probabil decât într-un joc de șah. Trebuie foarte multă gândire în spatele unui match simplu de fotbal. Nu sunt ignorant, înțeleg jocul și-l apreciez, e super Pro Evolution Soccer, am vrut doar să văd cât de rapid se declanșează unii oameni. Trebuie să ne mai destindem un pic, sunt doar jocuri până la urmă, nu vă mai enervați atâta pentru fiecare detaliu când vine vorba de un joc, un lucru care ar trebui să te relaxeze. Project Cars 2 este un alt joc cu mașini în care ai peste 170 de mașini și peste 60 de locații în care poți să te plimbi cu ele. Te vei lupta cu vremea proastă, cu ploi, cu zăpezi, cu bălți încoace încolo și vei avea chiar și bătălii raliu. Jocul de la lansarea de pe 22 septembrie va avea Oculus Rift și HTC Vive standard, PlayStation VR fiind adăugat puțin mai târziu. Jocul va merge pe PC, Xbox One și PlayStation 4. Din trailerul The Ruiner vedem un joc nou care arată bine, arată incredibil de bine, este un joc independent, foarte violent și nu se ferește să ne arate acest lucru. Are elemente de cyberpunk, mă duce cu gândul la Blade Runner și la neoanele din acel film și are o atmosferă foarte anime în el. Și pentru că este un joc nou, de-abia aștept să iasă și să îl joc. În 2014 a ieșit South Park The Stick of Truth, iar în 2017 o să iasă The Fractured But Whole. Pardon, The Fractured But Whole, dar dacă l-ai citit prea rapid, ai înțeles ideea. În acest joc, Cartman încearcă să strângă o grămadă de bani, pornindu-și propria franciză de filme cu supereroi și desigur că acest lucru îl duce pe un drum plin de peripeții, violență, umor și limbaj murdar, așa că fii atent, nu ți-o sta copiii să se joace acest joc și dacă tu îl joci, nu te juca cu copiii tăi pe lângă tine. Star Wars Battlefront 2 iese pe 17 noiembrie și sună impresionant. Vei juca pe o perioadă de 30 de ani istorici în Star Wars, în toate cele 3 ere ale filmelor. Ca să ai cea mai bună poveste, trebuie să începi jocul ca și comandantul Empire-ului Eden Versio, dar mai târziu vei putea să joci ca și Kylo Ren și Luke Skywalker. Multiplayer-ul va fi o parte importantă și mare din joc, putând să te joci în spațiu chiar cu 40 de jucători. Și va fi disponibil pe PC, Xbox One și PlayStation 4. Și pe ultimul loc avem Wolfenstein 2 The New Colossus. Și de ce pe ultimul loc? Pentru că m-a speriat. De când sunt eu, de când mă știu, am vrut să mă joc Wolfenstein oricare, dar nu am putut. La cea mai recentă tentativă am primit jumpscare-uri cu acel câine monstru mecanic care a sărit direct pe mine și am zis nu, eu nu mă joc jocul ăsta. Am intrat pe YouTube, l-am pus pe The Red Brad să se joace și m-am uitat la el cum se joacă. Sperie-te tu, frate, nu dau eu banii pe joc, eu stau liniștit, mă relaxez, mănânc popcorn și joacă-te tu în locul meu. Vezi ce spuneam de câine, acum e liniștit și bine mersi la locul lui și imediat te sfâșie. Nu e relaxant deloc. Și asta a fost tot pentru azi. Fugiți, trăiți-vă viața, eu nu vă mai țin nici măcar cu auto. Eu sunt Alex Cosma și atenție, cad mere. Nu uitați să vă abonați!